Nativii pești și cei care au ascendentul în pești. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, va aduce pe sectorul casei a cincea, casa așa numită Ministerul Fericirii, casa în care dumneavoastră vă bucurați de viață și sunteți prezenți, vă exprimați, iubiți, vă jucați, casa în care este chiar relația cu copiii dumneavoastră, va aduce aici o puternică energie a racului, prin prezența soarelui, a lui Mercur, a micului benefic Venus, care vă ajută prin energia lor să aveți o mai bună relație cu copiii dumneavoastră și o mai bună relație cu iubirile dumneavoastră. Zilele de 26 iunie și 27 iunie sunt zile superbe în care Soarele și Venus fac aspecte frumoase de trigon cu Luna. Și aici, pe acest sector al bucuriei și al vieții, dumneavoastră puteți să inițiați joc, bucurie, fericire cu copiii dumneavoastră, cu toți care vă sunt în jurul dumneavoastră. Pe casa întâi, în data de 28 iunie, deci în casa corpului, în casa identității dumneavoastră, se formează un aspect de conjuncție între planeta Neptun și Luna, care vă dă o foarte bună intuiție, imaginație, în tot ceea ce înseamnă modul în care vă puneți în evidență corpul, în care vă puneți în evidență în relațiile dumneavoastră. Este o săptămână foarte interesantă în care dumneavoastră, prin intuiția pe care vă dă această conjuncție, veți simți relațiile în care sunteți, oamenii cu care sunteți în relație. Veți ști care vă mint, care vă sunt prieteni adevărați și veți ști foarte bine să sortați sau să demascați anumite relații și anumite persoane care nu vă onorează. De asemenea, pe casa a treia, casa comunicării și a relaționării, vă energizează în continuare planeta Marte, care se află în Taur și vă dă foarte multe idei, foarte mult spor în tot ceea ce vreți să comunicați și vreți să relaționați.